Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe toți. Suntem în fața Cuvântului Sfânt, fraților și surori, și am dorit ca Domnul să ne vorbească în dimineața aceasta. Elim este un loc unde în vechime s-au găsit izvoare de apă și considerăm că aici, la Elim, Domnul a avut. Am înțeles că ați avut zile speciale în care Domnul a făcut să țâșnească de sus, de la el, izvoare de apă vie. Domnul a pecetluit, Domnul pecetluiește și astăzi cu Duhul Sfânt și mulțumim că încă minunile acestea sunt repetabile în istoria umanității noastre. Lăudat să fie Domnul! S-a citit înaintea noastră textul acesta din Geneza, din capitolul 12. E un text, să știți, din care noi putem să extragem învățături chiar și în generația noastră. Vreau înainte să intrăm în câteva gânduri pe care să le amintim din textul acesta. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt a vorbit. Înainte să vin aici la dumneavoastră, am rugat pe cineva să se roage și a fost următoarea descoperire, că sunt persoane, și nu puține, care au pornit spre o alunecare și spre o coborâre și la aceste persoane le trebuie arătat drumul întoarcerii spre casă. Trebuie sfătuiți prin cuvântul lui Dumnezeu că orice coborâre este periculoasă. Vrăjmașul vrea să-și bată joc, mai ales de unii tineri, și vrea să-și bată joc ca să fie de râs, de batjocură la cei din jur și să fie arătați cu degetul. Trebuie sfătuiți, îndemnați și trebuie să li se arate drumul întoarcerii spre casă. Această descoperire cred că este pretabilă și bisericii noastre din Cluj, de unde venim, și oricărei biserici. În orice generație și în orice biserică există tendința aceasta a alunecării spre lume și bineînțeles că asta este urmată de diavolul care vine și își bate joc de oameni. Eu m-am rugat personal și am primit de la Domnul că erau cel puțin 3 tufe, așa ca și cactuși erau, în care erau niște spini și vrăjmașul venea cu spinii aceștia și îi punea, îi înțepa pe părinți, în special pe părinți, în legătură cu copiii lor și mulți dintre ei primeau spinii aceștia chiar în pantof. Foarte greu, foarte aiurea să primești un spin în pantof și să te chinui cu el. Numai o pietricică mică, dacă o primești acolo și deja este, poate, peste puterea ta de suportare. Și totuși, uitați-vă că Dumnezeu are încă planuri mari cu generația tânără. Dacă Dumnezeu a sigilat aici oameni cu Duhul Sfânt, asta înseamnă, fraților și surori, că Domnul are plan de viitor cu tinerii bisericii de aici. Și asta ne încurajează să credem în continuare că Dumnezeu din Biserica Elim, din Biserica Betania, din Biserica Albinii, de unde venim noi din Cluj, o să-și scoată următoarea generație, oameni predați lui Dumnezeu, oameni pe care să-i folosească într-un mod deosebit și credem lucrul acesta, fraților și surori. Și să știți că se observă. De multe ori Dumnezeu pe ultima 100 de metri lucrează. Amintiți-vă, în cazul lui Moise, Dumnezeu l-a format pe Moise, pe tânărul acesta, la curtea lui Faraon. Și atunci când se credea că toate lucrurile s-au pierdut și că nu mai are niciun rost și că poporul evreu va rămânea veșnic în robia egipteană, Dumnezeu l-a ridicat pe Moise și l-a pus acolo unde trebuia să-l pună. Dumnezeu l-a ridicat pe altul, reformatorii care au fost folosiți de Dumnezeu într-un mod deosebit în generația lor. Generația noastră are nevoie de reformatori, să știți. Și reformatorii aceștia nu vor fi oamenii de 70, de 80 de ani, deși și pe ei poate folosi Dumnezeu și ei nu trebuie să dispere. Pe noi l-a folosit Dumnezeu la 500 de ani să înceapă să construiască barca. Așa că nu trebuie să te subestimezi și să crezi că gata, Dumnezeu nu te mai folosește. Dar în special, fraților și surori, generația tânără este în vizorul lui Dumnezeu. Dumnezeu o să-și ridice armata lui de viteji din generația tânără. S-a dus într-o zi un păstor acasă de la evangelizare și soția l-a întrebat: ei, cum a fost la evangelizare? A fost, zice, foarte bine. Cât s-au pocăit? Cât s-au întors la Domnul? Și a spus el: o jumătate de om și încă 3 oameni întregi. A, zice, am înțeles, s-a pocăit un copil. Nu. Zice, omul ăla care era numai de jumate, deja viața și-o petrecut-o, și-o terminat viața. El era undeva înspre bătrânețe, de-aia am zis un jumătate de om. Cei 3 care s-au predat și care erau oameni întregi, erau niște copii și pe aceștia Dumnezeu îi va folosi. Țin minte că în istorie am citit despre Gipsy Smith, despre omul acesta care era aliterat, nu știa să citească în Biblie, cum au fost mulți din țara românească, pe care Duhul Sfânt i-a luat și i-a folosit în lucrarea lui. Copilul acesta era într-o șatră de țigani, umblau cu coviltirul prin păduri și dormeau pe unde puteau. Și la un moment dat Moody, marele evanghelist, și cu Sankey, cu cântărețul lui, s-a oprit acolo, le-au vestit Evanghelia celor de la șatra de țigani și nimeni n-a vrut să-l primească pe Domnul. Dar copilul ăsta i-a luat să-i călăuzească prin pădure, să iasă undeva înspre un oraș. Și pe drum s-au uitat unul la altul și au avut același simțământ, cei 2 oameni ai lui Dumnezeu. Unul vestea Evanghelia prin cuvinte, altul prin sunete, prin cântare, prin cuvinte cântate, prin melodie. Era Moody și Sankey. Și s-au uitat unul la altul și au avut același simțământ. Și i-au spus copilului: pune-te în genunchi, ne rugăm pentru tine ca Dumnezeu să te schimbe. Vrei să fii schimbat? Vreau, a zis el. S-a pus în genunchi, oamenii aceștia au chemat peste el puterea Duhului Sfânt, puterile veacului viitor. Copilul acesta l-a primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor și s-a întors la șatra lui de țigani. Și când s-a întors acolo, a început să vestească Evanghelia, s-a dus la unchiul lui și a zis: Iisus te iubește, vrei să te împaci cu El? S-a uitat la el și a zis: du-te mă de aici. Și s-a dus. Și după o lună, 2, 3 luni, au venit înapoi și iarăși l-a întrebat: unchiule, vrei să-L cunoști pe Iisus? S-a uitat la el: dar, zice, ce-i cu tine în ținuta asta? De ce ți-ți rupți pantalonii în genunchi? Zice: știi de ce? 3 luni de zile m-am rugat pentru tine până mi s-au rupt pantalonii. Și a început să plângă copilul. Și atunci unchiul lui, mișcat, a îngenunchiat lângă copil, l-a primit pe Iisus și a fost primul rod al unui evanghelist, al unui om al lui Dumnezeu. Și apoi, bineînțeles, a făcut școală teologică, a intrat în armata salvării, Dumnezeu a început să-l folosească, predica la 10.000, la 20.000 de oameni, oamenii se întorceau la Dumnezeu pentru că era prezent Duhul Sfânt acolo, fraților. Și Duhul Sfânt, să știți, vrea să atingă generația tânără, în special copiii. Din textul nostru vreau să extrag 3 învățături, 3 provocări pentru generația digitală. Când eu m-am născut, am învățat franceza în clasa a 4-a, engleza abia prin clasa a 8-a. Și dacă cineva ar fi venit să vorbească, să spună termenii pe care noi îi cunoaștem și cu care suntem obișnuiți, un mouse era un șoarece care se cuibărea alături de confrații lui între cucuruzii din depozitul, din hambarul părinților mei și pe care încercam noi să-i prindem cu pisica. Ăla era un mouse, un șoarece. Un pad era hambarul, nu? O tabletă, zicea bunica, dă-mi o tabletă, dar nu era asta pe care noi o știm. Era un medicament. Aia era o tabletă. Samsung firma asta. Poate făcea trimitere la Samsung. Nu știam noi ce înseamnă asta. Abia târziu am aflat denumirea asta. iPhone. Da, de unde? În engleză poate făcea trimitere la telefonul acela pe care îl foloseam noi cu un receptor și un emițător din cărbune. Așa erau făcuți atunci, din cărbune. Ei, s-au schimbat vremurile, s-au schimbat timpurile. Dumnezeu rămâne același, să știți. Dar cercetătorii spun că după 1980 a apărut așa numita generație digitală, nativii digitali, generația net, milenialii, generația Y. Și acestor oameni, despre care spun iarăși cercetătorii, în 2001 încoace a apărut 100% prima generație digitală. Din 2001, în America, în România din 2010, că noi suntem cu 10 ani în urmă, să știți. Atâta numai că la păcat suntem un pic înainte, să știți, în multe lucruri. Da, asta e problema noastră și a Domnului. Un cercetător spunea că nativii digitali în ultimii 10 ani și-au petrecut în medie 5.000 de ore pentru a citi, 10.000 de ore pentru a se juca cu videogames, 20.000 de ore pentru a se uita la televizor, 25.000 de ore pentru a dormi, 35.000 de ore pentru a merge la serviciu. Cam asta este statistica. Puțin. În toată statistica asta mai dăruim bisericii, închinări. Asta o faceți voi și e de lăudat că puteți să veniți la casa lui Dumnezeu. Dar în general un american asta face. 2 ani și ceva se uită la televizor, 2 ani și ceva doarme, așa în sumat. 4 ani și ceva merge la serviciu, 1 an și ceva se joacă jocuri video și așa mai departe. Ce mai rămâne în generația aceasta, fraților și surori, pentru suflet, pentru Dumnezeu? Vine diavolul și ne amăgește, în special pe noi tinerii, nu? Lasă că trebuie să te realizezi. Și mai târziu, când o să fii mai bătrân, o să-i dai și lui Dumnezeu ceva. Ce vrei să-i dai lui Dumnezeu? Niște petale care s-au ofilit și care s-au uscat și au căzut? Vrei să-i dai din grădina sufletului tău niște plante ofilite de crivățul toamnei vieții? Asta vrei tu să-i dai lui Dumnezeu? Dumnezeu te cheamă acum, acum este clipa, acum este ziua în care tu trebuie să-ți predai viața lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, vreau să te urmez, așa cum spunem în cântarea aceea, cât voi trăi și Duhul Tău să mă ia și să mă însuflețească și să mă poarte și să mă călăuzească în fiecare zi din viața mea. Domnul să ne ajute la aceasta. S-a citit textul înaintea noastră cu plecarea, chemarea lui Avram din țara aceea străină spre altă țară. Și uitați-vă, fraților și surori, în versetul 1. E prima provocare a generației digitale, prima provocare, și anume provocarea idolatriei. Domnul zisese lui Avram. Stai un pic, înainte să-i vorbească Domnul lui Avram, au existat acolo niște idoli, nu? Uitați-vă în Iosua, în capitolul 24, versetul 2, cea din urmă adunare la care se prezintă omul lui Dumnezeu Iosua și căpetenile oștirii și judecătorii și bătrânii și Israelul și semințiile vin în fața lui Iosua. Și Iosua a zis întregului popor: așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Doamne, mai vorbește-ne și astăzi. Părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor Dumnezei. altor Dumnezei. Versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie, îndepărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu. Îndepărtați-i și slujiți Domnului. Versetul 15. De ce Iosua tot vorbește, tot de idol, de idol, de idol, de idol, tot de asta vorbește aici, uitați-vă. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților, a căror țară locuiți. Aveau două opțiuni. Băi, ori vă închinați la idolii de acolo, ori la idolii de aici. Și noi avem, nu, de ales. Ori ne închinăm la idolii din România, ori la cei de aici. Undeva se întâlnesc idolii, nu e o problemă. În spatele lor stă diavolul. Un frate din țară, care a fost chemat în America să locuiască aici, a zis, mai bine, zice, eu rămân în România, că îl cunosc pe diavolul de aici mai bine decât pe cel din America. A diavolului tot același, să știți, și dă de lucru și la cel din România și la cel din America. Dar mă uit aici în Scriptură, și uitați-vă versetul 16 din Iosua 24. Poporul se uită la Iosua și spune, știi ceva? Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Departe de noi gândul acesta. Idolatria, fraților. Ce înseamnă până la urmă idolatrie? Ce înseamnă? Idolatrie înseamnă dumnezeire sau îndumnezeire fără Dumnezeu. Idolatrie înseamnă să iau un lucru creat, o creatură, un obiect creat și să-l transform în Dumnezeu, să-l pun pe tronul inimii mele ca și Dumnezeu și să mă închin lui. Idolatrie înseamnă ca timpul meu, energia mea, resursele mele să le dăruiesc altuia decât lui Dumnezeu. Asta înseamnă idolatrie. Și uitați-vă în Exodul, în capitolul 20, de la versetul 2 în jos, în cele 10 porunci sau cuvinte, cum se numesc în original. Și aceste porunci le-a dăruit Dumnezeu în raport cu El, în raport cu mine însumi, în raport cu familia mea și apoi după familie, în raport cu alții. Și toate astea pornesc din identitatea și caracterul lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 2, Exodul 20:2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și dacă tu ai un Dumnezeu și eu sunt Dumnezeul tău, din caracterul meu, din identitatea mea, eu sunt cel ce sunt. De aici izvorăsc toate cele 10 porunci. Tu vei putea să mă slujești dacă mă vei respecta ca Dumnezeu. Și imediat Domnul spune prima poruncă, să nu ai Dumnezeu afară de mine. Verbul a avea. Al doilea verb pe care Dumnezeu îl folosește cu referire la sine, a face, să nu-ți faci chip cioplit. Nici poți să ai lucruri, nu? Pe pământ. Dar să nu faci din lucrurile acelea chip cioplit, înfățișări, să nu te închini înaintea lor, spune versetul 5, să nu le slujești, căci iarăși repetă, eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Apoi, să nu iei în deșert numele Domnului, verbul al treilea, a spune. Și apoi imediat sunt celelalte, ziua de odihnă, cinstirea tatălui și a mamei și cele pe care noi le cunoaștem. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu minți. Și mă întorc în Geneza, în capitolul 12. Provocarea idolatriei. Domnul zisese lui Avram, versetul 1, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. În original acest vino este dublat, leca, leca, vino, vino. Exact cum face o mamă când copilul ei începe să pășească și face semn, hai la mine. Știți ce mă bucur aici în versetul 1 din capitolul 12 din Geneza? Dumnezeu nu se uită la Avram și nu îi spune: măi Avrame, știi care e treaba? Tu ești acolo în idolatrie. Bali era chiar un Balzebub, zeul muștelor, între cananiții zilelor acelora. Bali de orice fel, Bal dedicat ploii, Bal dedicat vântului, Bal care aducea fertilitate pentru femeile care n-aveau prunci și așa mai departe, Balul care aducea fertilitate pe câmpuri, Astartea. Măi, tu ești aici între zei ăștia din Ur, din Haldeia. Știi care e problema ta? Tu trebuie să ieși și nu-i spune Domnul: du-te, că te descurci. Nu, nu, nu. Tu ieși și vii. Unde să vin? Aici. Unde aici? Mă cauți pe mine. Și acolo unde sunt eu, acolo e țara ta. Avram a ieșit, fraților și surori, din Ur, din Haldeia, fără să știe unde se duce, spune Evrei, capitolul 11. Dar știa cu cine se duce, fraților. Asta e marea diferență. Tu ai venit în America, nu? Ești mai în vârstă, ai trecut Dunărea în not, ți-ai expus viața. Au venit copiii tăi și s-au născut aici, în țara tuturor posibilităților. Nu uita cu cine ai venit aici. Că tu n-ai venit singur, ai venit cu cineva, chiar dacă nu știai unde te vei duce. Puteai să ajungi în Australia, puteai să ajungi în Africa, în Asia, în altă parte. Mulți oameni care au pornit din țară într-o direcție au ajuns în altă direcție. Chiar și Columb, spunea cineva, când a venit aici în America nu știa unde a ajuns. Și când s-a întors în Europa nu știa unde a fost. Ăsta a fost Columb, care a descoperit America. El știa că a venit în India, așa știa. S-a dus în Europa, oh, uite ce am adus din India, aur, cu tare, nestemate, haideți și voi în India. Până să-și dea seama oamenii că de fapt aia nu era India. Și trebuie să vină Amerigo Vespucci să dea numele lui America. America se putea numi Columbia, dar Columb nu și-a dat seama ce e aici, el știa că e India. Și trebuie să vină altul să dea numele lui Americii. Columb, atunci când a ajuns, nu știa unde a ajuns. Când s-a întors, nu știa unde a fost. Dar noi știm, fraților și surori, chiar dacă aparent noi rătăcim pe planeta aceasta, noi știm cu cine umblăm și știm unde este casa noastră. Casa noastră e sus. Slăvit să fie Domnul! Nu suntem aici datornici. O țară avem și ea e sus. Și țara asta de sus, Ierusalim, este mama noastră care ne cheamă, exact cum făcea Dumnezeu în fața lui Avram. Vino, Avrame, unde, Doamne? Aici unde sunt eu. Eu sunt țara ta, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, eu sunt Dumnezeul tău. Fraților, trebuie să ne trezim la o realitate spirituală. În momentul în care banul e casa mea, în momentul în care casa asta, cu ziduri de acasă, de la mine, de unde mă duc, temporar, că într-o zi nu mă mai duc acolo, în momentul acela în care eu consider că aceea e casa mea veșnică, mi-am greșit menirea, mi-am greșit direcția în lumea aceasta. Eu sunt în lume, dar nu-s ca lumea. Eu sunt din lume, dar trebuie să mă îndrept către țara de dincolo de lumea aceasta. Eu trebuie să am un Dumnezeu, eu trebuie să am un legământ. Uitați-vă câte lucruri au făcut Dumnezeu cu Avram. Din această chemare, ieși și vino. De aici se desprind toate binecuvântările bisericii, să știți, a bisericii din ziua de astăzi și a bisericii din toate timpurile. Dacă Avram nu ieșea, dacă Avram nu se ducea, dacă Avram nu asculta, dacă Avram nu cerea credință de la Dumnezeu, noi n-am fi fost binecuvântați. Și uitați-vă, provocarea generației digitale este idolatria. Și știți la ce mă gândesc, fraților și surori? Avram a înțeles, în generația lui el și-a înțeles partea și și-a făcut partea. Acum rămâne în generația noastră să ne facem și noi partea. Uitați-vă în Biblie, haideți să citim selectiv și să vedem ce relație a avut Avram cu Dumnezeu. Și așa a anulat toată idolatria cu care l-a crescut tata și mama, acolo în Ur, în Haldeia. Versetul 4, ascultare. Domnul i-a zis, mă, ieși? Da, ies. Versetul 4 din 12, Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Și au plecat. Versetul 5. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Versetul 7. Pe lângă ascultare este revelația continuă, să știți. Nu mi-ajunge că Dumnezeu într-o zi mi-a zis, și asta sună la oricine și mie în primul rând, nu mi-ajunge că Dumnezeu mi-a vorbit aici, în biserica Elim, într-o zi, printr-o prorocie, printr-o cântare, printr-o predică, prin altceva. Poate mi-a vorbit în mod direct, în mod supranatural. Cum s-a întâmplat într-o biserică, a venit cineva la evangelizare că a promis, acolo în zona Aradului, a promis. Era un om nepocăit și o crezut că e mahmur și beat. El o crezut despre sine. Trăsese ceva la măsea, a băut ceva ca să aibă curaj să meargă la pocăiți. Și-o venit și mâine seară, la doua seară de evangelizare. Și a fost schimbat, transformat, s-a dus, a spus vreau să mă pocăiesc. Măi omule, dar de ce vrei tu să te pocăiești? S-a plăcut predica? Zice, nu, asta am urmărit-o, nu știu ce s-a predicat. S-a plăcut cântare? Nu, nici asta. Dar ce ți-a plăcut? La rugăciune? Nu, nici la asta. Dar ce s-a întâmplat? Zice, în prima seară când am venit aici la voi, deasupra predicatorului am văzut două mâini albe care îmi făceau, uite așa, uite, cum i-a zis lui Avram Dumnezeu, vino! Îmi făceau două mâini albe și am crezut că-s beat. Și am zis, nu-i nimic, mâine stau cu capul limpede și mă duc iară la pocăiți. Și dacă văd iarăși lucrul acela, mă pocăiesc. Și acum e a doua seară și am văzut aceleași două mâini albe care îmi făceau semn să vin și vreau să mă împac cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar nu-ți ajunge să te împaci cu Dumnezeu astăzi și mâine să te duci iarăși la lume, nu? Cum spunea Kierkegaard, spunea că creștinii din zilele lui, și asta, omul ăsta vorbea în urmă cu 100 și de ani, mai mult de 100 de ani, creștinii din zilele mele, spunea el, sunt ca niște rățuște, vin la biserică să scald așa în sângele lui Hristos, în apa Harului lui Dumnezeu și după aceea pleacă iar în lume și trăiesc ca lumea. Nu asta o vrea Dumnezeu de la noi. Nu vrea Dumnezeu să văd două mâini albe la biserică, să mă pocăiesc astăzi și să uit și să zic gata. Cum au spus fratele aici la ora de rugăciune și e adevărat, să știți, e adevărat. Dumnezeu nu așteaptă în mobilierul minții noastre să aibă un scaun. El vrea să aibă tronul de slavă în viața noastră. El vrea să aibă locul numărul 1 în viața noastră, fraților. El nu trebuie să fie o piesă din mobilierul meu spiritual. El trebuie să fie Domnul domnilor, Împăratul împăraților, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin? Asta trebuie să fie Dumnezeu pentru mine. Și dacă mi s-a revelat la început și nu neg lucrul acesta, am văzut două mâini albe, mi-a vorbit Domnul printr-un vis. Este o soră în Cluj care a visat exact Biserica Betel din Cluj, păstorul, amvonul, pereții, tavanul, tot. Și când a mers acolo, o zis, aici trebuie să rămân. Și a rămas acolo. Dar nu ajunge, nu e suficient lucrul acesta. Eu trebuie, fraților și surori, să mă întâlnesc mereu cu Dumnezeu. Caut un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, nu? E un vers de cântare și adevărat. Haideți să citim, uitați-vă în versetul 7, că deja parcă merge omul ăsta la întâlnire, dar nu cu o drăguță, nu cu o femeie, cu Dumnezeul, cu Cel care l-a chemat. Versetul 7, Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara ți-o dau ție, îi face promisiuni Dumnezeu. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului. Versetul 8, de acolo a pornit spre munte. Și avea Betelul apus și Ai l-a răsărit. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, Ai înseamnă dărâmătură în traducere biblică. Și omul ăsta stă la mijloc între casa lui Dumnezeu și o dărâmătură, simbolic vorbind. El stă între lume și Dumnezeu. Și acolo a zidit un altar Domnului. A chemat numele, adică s-a rugat, a chemat numele Domnului. Capitolul 13, versetul 4. În locul unde era altarul a ajuns. Și acolo iarăși se roagă, Avram a chemat numele Domnului. Versetul 18 din capitolul 13. Ajunge lângă stejarii lui Mamre și acolo a zidit un altar Domnului. Vedeți, omul acesta zidește altare, omul acesta se roagă, omul acesta îl caută pe Dumnezeu. În primul rând spuneam, ascultă, în al doilea rând beneficiază de o revelație continuă, merge după Dumnezeu, merge după Dumnezeu. Unde e Dumnezeu, acolo este și el și îl tot întreabă și tot discută. Și apoi, în al treilea rând, omul acesta intră în legământ cu Dumnezeu. Are ceva mai mult decât o discuție simplă. Dumnezeu vine și uitați-vă în capitolul 15, apoi în capitolul 17, aici în 17 se perfectează legământul. Și deja aici vedem unul din pilonii de bază. Nu v-ați întrebat voi de ce poporul evreu a rezistat în istorie? Au dispărut babilonienii, asirienii, egiptenii, nu mai sunt un imperiu, abia dacă mai au identitate națională. Pentru că așa le-a și spus Dumnezeu prin proroci: vei rămâne mic și disprețuit pentru că ți-ai bătut joc de poporul meu. Și așa a și rămas Egiptul. Nu v-ați gândit dumneavoastră de ce marile imperii au dispărut, marile civilizații au dispărut? La început a fost Sumerul. Unde sumerienii? Nicăieri. Asirienii, babilonienii, medo-persanii, nicăieri, nicăieri, nicăieri. Și cum de poporul ăsta evreu a putut să rămână în picioare? Poporul evreu, chiar dacă n-a avut țară, ca să dea o identitate locativă, să o numesc așa, mulți, sute de ani n-a avut țară. Știți ce a avut și l-a ținut în picioare? A avut un Dumnezeu, a avut un legământ, a avut o carte. Astea trei lucruri l-au ținut pe poporul evreu în picioare. Voi nu mai aveți țară românească și trebuie cumva să vă integrați în cultura americană. Și asta e dureroasă, integrarea asta. Dar nu uitați, aveți un Dumnezeu, aveți un legământ și aveți o carte. Domnul să ne ajute la aceasta, să înțelegem. Idolatrie înseamnă să le luăm astea, lucrurile astea și să le înlocuim. Pe Dumnezeu să-L înlocuiesc cu orice altceva, cartea asta cu orice altceva, legământul să-l calc în picioare și să-mi bat joc de el și să-l înlocuiesc cu orice altceva. Asta e idolatrie. Cei care cercetează generația asta digitală despre care vorbeam, a observat un lucru. Generația asta nu mai consideră valabil mecanicismul. O să vă explic imediat ce este acesta. Și începe să ia în considerare animismul. Foarte ciudat. Mecanicismul, în cuvinte simple, este o concepție, o ideologie, care consideră universul întreg ca un ceasornic uriaș, coordonat, guvernat de anumite legi spirituale, fizice, mecanice, dacă rescădea, se și numește mecanicism. Creștinii consideră într-adevăr că sunt și legi spirituale. Ceilalți din lume, spuneam, până în 1980, așa, considerau că întâmplarea oarbă a făcut ca acest univers să funcționeze astfel. Ei, ce s-a întâmplat? Și să știți că există un pericol foarte mare. Oamenii de astăzi, în special generația copiilor noștri, dacă iau texte ca Isaia 40, citindu-le, te umpli de bucurie, te înfiori. Câtă precizie a avut Duhul lui Dumnezeu când a vorbit, și vă citesc de la versetul 18 în jos. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Și imediat Duhul Sfânt vede idolatria. Meșterul toarnă idolul, argintarul îmbracă cu aur, toarnă lănțișoare. Versetul 21. Nu știți N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El, cine? Dumnezeu, șade deasupra cercului pământului. Locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o mahramă subțire. Uite stratul de ozon unde e. Uite că pământul e rotund. Nu cum au considerat mulți că e ca o plăcintă, nu? El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievoz, adică pe președinții lumii. Face o nimica din judecătorii pământului, de-abia sunt sădiți, semănați. Li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei și se usucă și un vârtej îi ia și s-au dus. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el? Zice Cel Sfânt. Și uitați-vă aici la magnificul acestui text. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Ce lucruri, Doamne? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? Uite, mecanicismul acela despre care vorbeam adineauri. El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Astea sunt oile lui Dumnezeu. Planetele sunt oile lui Dumnezeu. Și oamenii mai descoperă cu telescoapele lor încă 1.000.000 de planete și nu mai au cuvinte să le dea nume. Și le pun litere și cifre. A1, A2, A3, așa, oricum și în societatea în care trăim, ne cifrizăm, nu mai avem identitate, numai cifre, devenim numere, ca și deținuții de la închisoare. Și așa fac ei și cu tot universul ăsta, devine un univers matematic, robotizat. Dar problema nu este asta. Că dacă ar recunoaște oamenii că Dumnezeu face să meargă în șir planetele, că toți aștri ăștia pe care îi vedem în Calea Lactee, în alte galaxii, Pământul, Soarele, Luna, toate astea merg și sunt guvernate de o rațiune, mai presus de orice rațiune, primul motor al Universului, mișcătorul nemișcat, cel pe care nu-l mișcă nimeni, cum spuneau filozofii, ar fi extraordinar. Dar știți care e problema? Când copiii noștri se uită la filme și intră pe jocuri și se joacă cu inelele, stăpânului inelelor, și dispar dintr-o dată acolo pe ecran și iau pelerina aia magică și se fac nevăzuți și nu acționează așa din umbră. Și în momentul în care ei încep să vorbească cu morții, că asta se întâmplă, jocurile preiau realitatea aia pe care ei au văzut-o și le-o pun în palmă. Uite, du-te și fă treaba asta cu piatra reînvierii. Vorbește cu morții, comunică cu morții. Atunci când vorbesc ei, sunt acolo implicați, personaj number one, nu? În jocul ăla. Și el vorbește cu copacii, cu pietrele. Imediat ajungem la ceea ce numesc cei care au ideologie, filozofii, animism. Consideră oamenii de astăzi ca și cei din epoca de piatră, că Dumnezeu locuiește într-o piatră, într-un copac, într-un animal. Uitați-vă la cei din India. În data de 14 februarie se duc să sărute vacile, că doar alea, nu? Le-au adus flori, le-au adus copii, le-au dat naștere la copii frumoși. Dar asta o fac ei, pentru că ei atâta înțeleg. Și lumea de astăzi se bestializează și nu-L mai considerăm pe Dumnezeu motorul prim al Universului. Noi considerăm că un Dumnezeu există în orice lucru, inclusiv într-o sticlă de Coca-Cola, nu? Și acolo o să se ajungă, pentru că e a doua realitate, realitatea virtuală. Copiii noștri stau acolo și văd lucrurile astea și până la urmă le trăiesc și ei consideră că sunt ok așa. Și aici Domnul trage un mare semnal de alarmă, fraților. Trebuie să revenim la concepția înaltă despre Dumnezeu în bisericile noastre. Copiii noștri trebuie să-L cunoască pe Dumnezeul părinților lor, pe Cel care face minuni, pe Cel care sigilează cu Duhul Sfânt, pe Cel care eliberează de demoni, pe Cel care vine și se atinge de tine și la clipeală te vindecă. Pe acesta trebuie să-L cunoască copiii noștri și să renunțe la idolii lumii acesteia și să se alipească tare de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! A doua problemă pe care a trebuit să o depășească Avram, a doua provocare a generației digitale e provocarea anturajului. Uitați-vă aici ce a spus Dumnezeu. Nu i-a zis lui Avram: Avrame, ieși din averea ta, din casa ta, din mașina ta. N-avea mașină. Da, vorbesc și eu așa. Nu! Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău. Fii atent că există o provocare mare, provocarea anturajului. Anturajul este o provocare mare pentru copiii generației digitale, pentru tinerii noștri. O mare provocare. Am fumat drog pentru că n-am vrut să fiu diferit. S-a exercitat o presiune asupra mea și n-am vrut să fiu diferit. Am ajuns să vorbesc ceea ce nu trebuia să vorbesc pentru că am vrut să le fac pe plac celorlalți, grupului în care eu stăteam. Avrame, știi care e problema? Mai bine să rămâi într-un pământ idolatru, într-un pământ care s-a adunat ca haitele de lup și stau în găști. Mai bine să fii tu singur și cu mine, Avrame, dar într-o zi să ne întâlnim la capătul călătoriei, decât să te duci acolo în grupul tău de influență și să fii ca ei și să vorbești ca ei. Spunea odată psalmistul: dacă aș vorbi ca ei, n-aș mai fi credincios generației poporului tău. Fraților, e o mare provocare asta. Tinerii noștri trec prin niște lucruri groaznice. Influența asta e atât de mare, influența anturajului. Uitați-vă numai în Valea Dura, cât a fost de greu, cât a fost de greu. Eu am numit asta mâna presiunii. Degetul 1, liderul. Împăratul a făcut o statuie, nu? Împăratul a organizat ceva, ăsta e liderul, mă. Uite presiunea, degetul presiunii, numărul 1, liderul. Și există în grupurile astea unul care e liderul și dacă toți fac ca el e ok, dacă nu, afară, ca din haita de lupi. Vine lupul șef, îl sfâșie pe celălalt și îl lasă mort pe câmp. Asta se întâmplă, presiunea anturajului. Degetul numărul 1, liderul. Degetul numărul 2, presiunea majorității. Uitați-vă acolo, oameni de orice neam, de orice limbă, de orice popor, așa, căpetenii, nu știu ce, judecători, cu tare. Când auziți, închinați-vă, presiunea majorității. Degetul numărul 3, presiunea legii de haită. Vi se poruncește să faceți așa. Asta e presiunea legii de haită. Nu e lege biblică, nu-s cele 10 porunci, facem o prostie, spargem o mașină, mergem, dăm la cineva în cap, nu contează. Așa zice haita, asta e porunca noastră, legea de haită. Degetul numărul 4. Presiunea clipei. În clipa în care veți auzi. Zice: băi, nu știu cum am putut să cad, mă, dar nu știu ce s-a întâmplat, mă, dar m-a silit. Atunci a venit și atunci am căzut, mă, dacă îmi dădeau un pic de gândire, am minunat era. Dar uite că am căzut. În clipa aia, presiunea clipei. Presiunea clipei, trăiește clipa, carpe diem. Și apoi ultima, presiunea limbajului verbal și non-verbal. Muzică. Rațiunea, bariera rațiunii cade. Nu mă mai interesează nimic, nu mai gândesc, trupul mă conduce înspre un păcat, muzica atâță tot ce înseamnă sentimente și tot senzorialul din mine, tot senzorii pe care am, și am căzut. Vedeți? Asta este presiunea anturajului. Și Dumnezeu îi spune lui Avram: știi ceva? Îți părăsești familia dacă e cazul. Îți părăsești neamul, e cazul, și tu trebuie să vii cu mine, trebuie să fii diferit, trebuie să fii separat. 20 de provocări le-am aici și doar le citesc. În momentul în care ajungi într-un anturaj care nu-i greșit, și asta sună în special la tineri, pune 101 întrebări. Ce, unde, de ce, cum? Pune întrebări, să vezi că nu o să mai fi chiar așa de depresat. 2. Spune un nu hotărât. Asta, așa cum au făcut cei 3 tineri în Babilon. 3. Susțineți refuzul prin afirmații. Mulțumesc, dar prefer să... Și spune altceva. 4. Repetă ce ai spus. ca să ne înțeleagă bine. 5. Fă pregătiri acasă pentru nuurile astea. 6. Părăsește zona periculoasă. 7. Evită situațiile presante. Nu te arunca în hău, că ești viteaz și ești deștept. Nu, că ești pocăit. Stai acasă și trăiește-ți pocăința. 8. Bazează-te pe prieteni. 9. Înfruntă-l pe șeful de grup. 10. Gândește-te la rezultate. 11. Caută modele pozitive. 12. Nu crede vorbe de genul, toată lumea face așa, voi face și eu. 13. Caută consiliere. 14. Fii cel mai bun prieten al tău. 15. Concentrează-te pe alte domenii. Vrei să fii pilot, vrei să fii medic. Nu te duce, domnule, într-o gașcă de copii care habar n-au pe ce lume trăiesc. Caută țelul tău, scopul tău, chiar pământesc. 16. Nu exercita tu presiuni. 17. Apără-i pe cei umiliți. 18. Respectă-ți dispoziția sufletească. 19. Cântărește-ți prieteniile. Și 20. Caută noi prieteni. Provocarea numărul 3 a generației digitale este relativismul moral. Relativismul moral. Avram locuiește într-o țară în care funcționa relativismul moral. Știți ce înseamnă? Spunea Einstein, relativitatea în cuvinte simple. Stai lângă viitoarea ta soție un minut și ți se pare că ai stat o oră, nu? Așa de fain, că e deosebit. Ai discutat, nu, invers, scuzați-mă, stai o oră și se pare că a fost un minut. Stai foarte mult și se pare că a fost foarte puțin. Dar stai lângă o sobă încinsă, stai un minut și se pare că e o oră. Asta e relativitatea. Ei, totul ține, să știți, de legea plăcerii aici. Totul ține de legea. Dacă îți place ceva și stai foarte mult, se pare că e foarte puțin. Dacă îți place ceva. Dacă te supără ceva, cum spuneam, soba încinsă te supără, atunci se pare că e foarte mult și puținul acela. Relativismul moral din Canaan, care și-a exercitat influența asupra lui Avram, a fost în capitolul 16, îl observăm în capitolul 16, Sarai și Agar. Vine Sarai și spune, bă, eu n-am copii, știi ceva? Ia-o mă pe roaba asta mea și o să ai un copil și o să avem un copil de la ea. Relativism moral. Și știți ce a pățit și știm cu toții, s-a născut Ismael. Toată lumea are probleme cu Ismael, care Biblia îl cataloguează ca pe un măgar sălbatic printre oameni. Și așa sunt arabii, măgar sălbatici printre oameni, așa cum a zis Dumnezeu. Dar problema vremii de astăzi este relativismul ăsta. A, nu-i păcat! Bă, nu-i problemă, te iartă Dumnezeu. Fă și aia, fă și aia, fă... Nu-i păcat nimic, nimica nu mai e păcat. Relativism moral. Și asta știți de unde observăm? Dispare noțiunea de păcat. Dispare noțiunea de conștiință din vocabularul multor evanghelici. Oamenii care altădată spuneam, bă, ăsta e adulter. Spunea, o, săracul, s-a îmbolnăvit și el un pic. A venit un tânăr la mine și a zis, frate, eu am soție, dar zice, parcă o iubesc pe alta mai tare ca pe nevastă mea. Cred că Domnul mi-a pus. Zic, dracu ți-a pus, diavolul ți-a pus în inimă treaba asta. Cum adică? Plăcerea asta ne guvernează? Dacă azi îmi place din nevastă mea și mâine îmi place de alta, trebuie să mă guverneze pe mine plăcerea? Nu trebuie eu să am principii, fraților și surori? Generația de astăzi refuză gândirea liniară și imediat vine gândirea cealaltă, exponențială, și după aceea gândirea haotică. Gândire liniară, știți ce înseamnă? Eu mă duc de aici, de la amvon până la ușă, pot să număr, fac 30-40 de pași. Asta e gândire liniară. În cei 30-40 de pași mă uit la cor, zâmbesc, sunt atent, mă uit în biserică, unul citește într-o carte, celălalt se scarpină în ureche. Ok, le-am văzut pe toate, am făcut un istoric, un istoric. Dar gândirea exponențială, știți ce face? Asta înseamnă, așa, o sinusoidă, o hiperbolă, dacă vreți. 1, matematic vorbind, 1, 2, 4, 8, la puterea a doua. Mă duc și mă duc și în loc de 50 de pași, eu am un fel de la puterea a doua, un 50 la puterea a doua și atunci vine 2, 4, 8, 16, 32 și așa mai departe. Asta e gândire exponențială. Unde vreau să ajung? Noi, în lumea asta, auzim tot felul de vești, tot felul de lucruri. evenimente. În Turcia s-a întâmplat o catastrofă, în Ucraina, catastrofă, dincolo, catastrofă, pandemia, catastrofă. Nu mă mai duc liniar în drumul meu, nu mai văd fețe, nu mai fac un istoric, nu mai fac o cronologie. Că imediat sunt asaltat de evenimente și astea îmi creionează viața. Aud pandemie, bă, vine și la mine. O femeie din România zice, mă ascund, frate, era undeva în munți, mă ascund că vine Putin la mine. Lasă-mă în pași, numai în munții tăi, vine acolo Putin, numai de tine, are el habar să te caute pe tine. Dar e relativism, să știți? Și asta ne zăpăcește, ne termină. Copiii noștri au nevoie din nou de principii clare, trasate clar, și acestea sunt principiile biblice, fraților. Și astea se dăruiesc copiilor noștri în primii 5 ani, în primii 7 ani de acasă. Ei trebuie să meargă ca și Moise pe apele lumii acesteia, pe Nilul lumii acesteia. De la un moment dat îi vei urmări numai cu rugăciunile. Dar până să pleci de la tine de acasă, spune că aia e păcat și aia nu-i păcat. Spune că asta e neprihănirea și asta e păcatul, e nelegiuirea. Spune că aici e Dumnezeu și dincolo e lumea. Trasează-i clar lucrurile ca să nu meargă într-o lume relativă, dintr-o familie relativă și dintr-o biserică relativă. Că o să vină pe viitor și o să spună, dacă m-ai botezat, uite, am venit eu, sunt băiat, am venit cu încă un băiat, te rog frumos, fă-ne căsătoria. Vedeți unde se ajunge cu relativismul, cu îngăduința asta. Asta nu-i creștină, e o îngăduință demonică. Noi trebuie să îngăduim până la limitele trasate de Dumnezeu, amin? Și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Vreau să rămân la gândurile astea, îmi cer scuze pentru cele 5-6 minute pe care le-am depășit, dar mai încolo de tot ceea ce am vorbit eu aici, fraților, dacă am vorbit ceva greșit, Domnul să mă ierte. Dar dacă am vorbit ceva de la Domnul, Domnul să facă în inimile noastre să rodească cuvântul Lui și Domnul să ne binecuvinteze în fața acestor provocări ale generației digitale, să ne înarmăm cu rugăciune, cu post, cu stăruință după Duhul Sfânt, când va năvăli dușmanul, vrăjmașul ca un râu. Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Amin? Doamne, cercetează-ne. Amin.